Trăim vremuri complicate și mă încearcă de multe ori această senzație: că lumea noastră s-a transformat într-o mare arenă în care sunt mulți spectatori sadici, și în fiecare dimineață, când ne uităm la știri, auzim ziua 739 în războiul din Ucraina ziua 320 în războiul din Gaza. Și începem să discutăm între noi, numai că nu pariem care va câștiga, care va pierde, stăm, ne frecăm mâinile, ne uităm la ce se întâmplă și am devenit foarte insensibili la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Nici nu ne mai pasă. Nu ne mai mișcă că mor oameni, nu ne mai mișcă legat de ceea ce se întâmplă pe acolo. De ce am spus lucrurile acestea? pentru că, pe de altă parte, este o altă realitate din care noi facem parte ca jucători, nu ca spectatori. Și despre aceasta aș vrea să ne oprim în seara aceasta la, din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să stăm ridicați citind din Iosua, capitolul 8, de la versetul 1 la versetul 8. Iosua, capitolul 8, de la versetul 1 la versetul 8. Cuvânt care spune așa. Domnul a zis lui Iosua, Nu te teme și nu te înspăimânta. Ia cu tine pe toți oamenii de război, scoală-te și suie împotriva cetății ai. Iată că îți dau în mâinile tale pe împăratul din ai și pe poporul lui, cetatea lui și țara lui. Să faci cetății ai cum ai făcut ierihonului și împăratului lui. Să păstrați pentru voi numai prada de război și vitele pune niște oameni la pândă înapoi a cetății. Iosua s-a sculat cu oamenii de război ca să se suie împotriva cetății Ai. A ales 30.000 de bărbați viteji pe care îi noaptea, pe care i-a pornit noaptea și le-a dat următoarea poruncă. Ascultați! Să vă puneți la pândă înapoi a cetății și să nu vă depărtați mult de cetate și toți să fiți gata. Iar eu și tot poporul care este cu mine, ne vom apropia de cetate. Și când vor ieși înaintea noastră, ca întâiași dată, noi o să o luăm la fugă dinaintea lor. Ei ne vor urmări până când îi vom trage departe de cetate, căci vor zice, fug dinaintea noastră ca întâiași dată și vom fugi dinaintea lor. Voi să ieșiți atunci de la pândă și să puneți mâna pe cetate. Și Domnul, Dumnezeul vostru o va da în mâinile voastre. După ce veți lua cetatea, să-i puneți foc, să faceți cum a zis Domnul. Aceasta este porunca pe care vă dau. Amin, să ne așezăm. Confruntarea spirituală nu este opțională pentru nimeni. Unii și-o asumă, alții cedează, alții o Din păcate, foarte mulți care nu înțeleg dimensiunea acestei confruntări spirituale, repet, în care toți, absolut toți ne aflăm, au o atitudine nepotrivită. De exemplu, unii au, au o atitudine triumfalistă Vântură slogane ieftine, compun cântări triumfaliste, rupe scara lui Satana, alții sunt atât de timizi încât nu-și asumă, fug, nu vor să vadă realitatea acestei confruntări în care, indiferent de voința lor, de fapt se află. Unii ne-am poziționat deja în această confruntare și în momentul în care L-am ales pe Iisus Hristos ca Domn, ca Stăpân, ca Împărat, momentul în care ne-am predat viața noastră în mâna Domnului, am fost născuți din nou prin pocăință și credință, ne-am poziționat de partea Lui Dumnezeu. Și suntem acolo. Știm exact din ce postură noi confruntăm această, acest război spiritual. Însă, sunt alții care trăiesc nepăsători, care nu-și dau seama de realitatea spirituală, care este, repet, la fel de reală ca și lumea fizică. La fel de reală ca și lumea fizică. Dacă nu trebuie să fim nici triumfaliști și nu trebuie să fim nici prea care este atitudinea biblică cu privire la confruntarea spirituală, repet, în care ne aflăm? Și Scriptura ne spune că trebuie să adoptăm o atitudine realistă. O atitudine realistă și în atitudinea aceasta realistă, în războiul spiritual, avem două margini, doi piloni care ne definesc poziția pe care trebuie să o avem. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, menționează prima dintre acestea, două, în 1 Corinteni, în capitolul 10, cu versetul 12, și zice așa. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. În cealaltă parte, Iacov spune în 4, în Iacov 4, 6 la 7, de aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Și continuă, supuneți-vă dar lui Dumnezeu împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Deci, Apostolul Pavel zice, uitați-vă la voi și aveți o măsură cumpătată a ceea ce sunteți. Pentru că în cel mai bun caz sunteți numai oameni. Nu fiți triumfaliști, fiți modești, fiți meriți, bucurați-vă dacă sunteți în picioare, că numai Harul lui Dumnezeu și nu ne putem lăuda cu asta. Pe de altă parte, ia cuvine și scoate un alt adevăr spiritual și zice, da, da, dar avem niște resurse cu care noi putem nu doar să fim în defensivă, și anume să avem o măsură cumpătată, smerită, cunoscându-ne limitele, ci trebuie să avem și o atitudine de curaj și să vedem că puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, parteneriatul spiritual pe care îl avem cu Dumnezeu este o resursă care trebuie să ne întărească, să ne dea curaj și, cum spunea Iacov, să putem să ne împotrivim diavolului, astfel încât el să fugă de la noi. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, aduce soluția pentru, sau un exemplu în ceea ce înseamnă războiul nostru spiritual cu diavolul. Una dintre armele preferate pe care diavolul le are în războiul spiritual cu noi, cu oamenii, este ispita. El vine la noi zilnic și ne ispitește. Și atenție, noi nu suntem ispitiți pentru că suntem oameni răi. Noi suntem ispitiți pentru că suntem oameni. Și oameni, noi ca oameni, suntem ispitiți. Și Ispita face parte din arsenalul preferat al diavolului. Zilnic vine la oricare dintre noi. Nici unul dintre noi nu poate să spună: Eu sunt prea puternic, am o poziție prea stabilă, știu prea multe, am prea multă experiență, astfel încât diavolul să vină la mine cu deste. Diavolul va veni. A venit, vine și va veni la oricare dintre noi. Și Ispita este parte din arsenalul diavolului în această confruntare inevitabilă în care ne aflăm. Și iată ce ne învață Scriptura ca soluție la confruntarea acestei arme pe care diavolul o folosește. În 1 Corinteni, în capitolul 10 cu 13, cuvântul Domnului ne spune Nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita pregătiți și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Care e mijlocul ăsta? Cum arată mijlocul ăsta să putem răbda ispita? Să putem ieși biruitor prin ispită, nu să tot cădem și să fim tot înfrânți. Și Scriptura vorbește în contextul imediat al versetului pe care l-am citit, 1 Corinteni, în capitolul 10-13, despre doi două elemente fundamentale care ne sunt la dispoziție ca porți de ieșire din această confruntare a ispitei. Prima este trupul frânt al lui Hristos pe cruce. Și prin jertfa Domnului Isus Hristos, noi avem putere, pentru că Domnul ne-a promis că biruința pe care el a avut-o pe cruce o împărtășește cu noi. Iar a doua cale de a ieși din ispită este trupul născut pe cruce. Deci, trupul frâm pe cruce care este jertfa Domnului Iisus Hristos și trupul născut pe cruce care este biserica lui Iisus Hristos. De aceea, noi nu putem să ne considerăm atât de viteji, atât de deștepți, atât de puternici, cât să spunem, eu pot să-mi duc viața spirituală de unul singur. Nu am nevoie de biserică. La ce bun? Îi cunosc eu pe toți. Le cunosc slăbiciunile, le cunosc vulnerabilitățile. O să mă descurc eu de unul singur. Nu se poate, dragii mei. De aceea, în Hristos și în biserică, este locul protecției noastre spirituale. Lăudați să fie Domnul pentru acestea. Deci, dragii mei, atunci când noi ne rupem de Hristos și noi ne rupem de Hristos prin păcat, și prin idolatrie. De aceea continuă pasajul și spune, nu vă închinați la idoli. Nu vă închinați la idoli. Deci, de Hristos ne rupem prin păcat și idolatrie, iar de biserică s-ar putea să ne rupem prin aroganță, prin nesupunere și prin desconsiderarea valorii trupului lui Isus Hristos. Oameni buni, dragi frasurori, dați valoare bisericii prețuiți biserica. Uitați-vă dumneavoastră ce război a pornit diavolul împotriva bisericii, cât de mult vrea să o discrediteze. Credeți pentru că ei nu are valoare? Pentru că nu contează de aceea credeți că o lovește? Tocmai acesta este argumentul, pentru că nimic, nimic în universul acesta, în afară de Dumnezeu, nu este mai prețios decât biserica lui Isus Hristos, a lui să fie slava. Reconsiderați atitudinea pe care o aveți față de biserică și haideți să o prețuim, pentru că aici Dumnezeu lucrează, aici iartă mântuie, ridică, vindecă, dă speranță. Unde? De unii singuri. Căutați biserica, lipiți-vă tare de biserică, pentru că aici găsim alinare, aici găsim biruință. Revin la pasajul pe care l-am citit și. După ce capitolele anterioare, dacă aș fi citit capitolul 6 din Iosua și capitolele anterioare, Domnul Iisus, Iosua primește porunca de la, de la Dumnezeu în parcursul... Poporul Israel din Egipt, înspre țara Canaan, înspre țara promisă, și spune, acum este momentul să treci Iordanul și să iei țara. Este momentul să treci Iordanul și să iei țara. Ei erau la răsărit de Marea Roșie, de Iordan, se oprește Iordanul, trec înspre țara Canaan și primul lucru care vine, atenție, în calea promisiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis, vă dau țara Canaan. Și primul lucru de care dau e o cetate imposibil de cucerit. Ierihonul. Păi, Doamne, tu aici, asta e promisiunea ta? Ne-ai adus în Canaan ca să ne, a, să ne scoți în cale o piedică atât de mare, imposibil de trecut? Și cu minunea lui Dumnezeu, care s-a întâmplat, cad zidurile Erihonului, au o biruință extraordinară și de acum ce era în mintea lor? E gata, țara noastră. Dacă am cucerit Ierihonul, dacă Dumnezeu ne-a dat ierihonul pe mâini, țărăia noastră, gata! Cine mai poate sta în cale? Și după ce cuceresc ierihonul, adică cea mai mare bătălie, locul confruntării unde nu avem nicio șansă și Dumnezeu ne dă biruința acolo. Ce spunem? De aici încolo totul e floare la ureche. Și urmează ai. O cetate mică, neînsemnată, nebăgată în seamă. Și atunci ăștia ce au zis? Păi, la ce bun să ne mai focalizăm pe lucrurile astea mărunte? Pe cetatea asta măruntă? Nici măcar nu merită să ne închisim prea tare. Sigur că ci cucerim. Și atenție! Și îl găsim după marea victorie în fața Erihonului, îl găsim pe Iosua cu fața la pământ, în fața unei cetăți de nimic. Ai. Movilă de dărâmături. Asta înseamnă ai. O movilă de dărâmături. Adică câștigi la Erihon și pierzi la ai câștigi bătălii mari și pierzi bătăliile mici? Cum se poate asta? Cum se poate ajunge aici? Și revin că, pentru că vreau să fie un mesaj foarte practic pentru noi, nu doar istorie. Toți dintre noi, sau majoritatea dintre noi, am avut diferite experiențe cu Dumnezeu. Am avut momente în care am simțit că dacă întind mâna, dau de Dumnezeu, atât de aproape a fost de mine. Puteam să stau 10 ore în rugăciune și când să mă ridic de pe genunchi să spun când a trecut, unde a trecut. Momente în care, plin de pasiune pentru Dumnezeu, nu, timpul nu mai însemna nimic. Orice altă activitate era secundară, era banală, era un amănunt în viața mea, în, în afară de Dumnezeu. Și au fost sezoane întregi în viață în care am avut aceste experiențe cu Dumnezeu. Nopți întregi de rugăciune, nopți întregi de studiu, nopți întregi de părtășie. Și după biruințele acestea mari, în care am fost confruntat poate cu lucruri grele în viață, și le-am biruit, și-a venit diavolul, și-a biruit, și-a venit diavolul, și-a biruit. Și a venit diavolul și am biruit și a venit diavolul și am biruit și dintr o dată simt că totul cade. Totul se destramă, și încep să pierd bătălii unde nici nu m-aș fi gândit altădată. Încep să fiu neatent la lucruri banale. O vorbă, o atitudine, o imaginație, o invidie, o lăcomie, o jumătate de adevăr, o neatenție mai puțină rugăciune, mai puțin cuvânt, mai puțină părtășie, mai puțină ascultare și începem să pierdem la cetatea ai. Două greșeli mari au fost făcute ca bucuria din fața Ierihonului să se transforme în lacrimile de la ai. Prima greșeală este una individuală. Este a unuia dintre ei. În, în Iosua, capitolul 7, versetul 1, citim despre un personaj pe care îl cheamă Acan. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul s-a prins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Păi nu mai înțelegem. Adică Domnul a zis că ne dă țara și se supără acum pentru o mantie de cașmir, se supără acum pentru uh, 200 de sicli de argint, pentru o placă de aur de 50 de sicli. Păi ne dă țara! Ce banală e chestia asta! Nu o să treacă Domnul cu vederea lucrul ăsta mărunt din viața mea, ceea ce îmi permit, că doar toți își permit. Această permisivitate a zdrobit un popor întreg. A doua greșeală este una comună. Și versetul 3 și 4, iată ce spune s-au întors la Iosua și i-au spus, Iscoadele, degeaba mai fa să meargă tot poporul. Două sau trei mii de oameni vor ajunge ca să bați cetatea ai. Nu o stenit tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. E spită mică, e o confruntare banală. Nu mai obosi, nu te mai investi, nu mai fi atât de atent. Aproape 3.000 de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din AI. O greșeală individuală și o greșeală comună. Poate că vi se pare puțin nelaloc să vorbesc despre cât de important este să tratăm corect în biserică problema păcatului. Dragii mei, problema bisericii, sau mai bine spus, problema adunării, pentru că mulți confundăm și credem că asta e și biserica. Asta e adunarea, care e biserica numai Domnul știe. În adunare e și biserica, dar să nu le confundăm. Problema adunării, nu este că apare un păcat în ea. Ei, e o problemă că apare un păcat, dar vreau să spun că nu asta e problema cea mai mare cu care se confruntă biserica. Problema bisericii sau adunării poate să fie ce face cu păcatul care se strecoară în ea. Noi nu putem să-i controlăm pe oameni cu ce vin în adunare. Vorbaia, trăim într-o țară liberă, fiecare face ce vrea. Ca asta înseamnă democrația modernă. Fiecare face ce vrea. Și fiecare aduce aici ce vrea, ce are. Problema adunării nu este că oamenii vin cu păcatul aici. Problema bisericii este atitudinea pe care o avem față de păcat. Este un pasaj greu, dificil. În 1 Corinteni, în capitolul 5, în care apare un personaj, și mă refer acum și fac o paralelă cu Acan, apare un personaj în biserica din Corint, care era cu ei. Cred că cânta la cor, ridica mâinile, n-am nicio problemă, stătea la cina Domnului, mergea la sări de rugăciune, el aducea pizza când era asta, zilele de naștere, era cu ei, era pe acolo. Și dintr-o dată, din toate părțile se aude despre un păcat. Biserica nu știe cum să reacționeze. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune: Eu cu trupul nu pot să fiu cu voi să judec cazul ăsta, dar cu Duhul sunt acolo. Și ascultați-mă bine, sunt trei motive pentru care biserica trebuie să fie atentă la apariția păcatului. Primul motiv îl găsim în versetul 4 și 5 din 1 Corinteni capitolul 5. Și primul motiv pentru care Biserica nu are voie să se culce pe o ureche când apare păcat în Biserică este de dragul celui căzut. De dragul celui căzut. Și atitudinea Apostolului Pavel este una fermă. Și spune așa, auzi, omul ăsta trăiește într-o confuzie. El crede că e în Biserică și trăiește cum vrea. Dacă vrei să-l salvezi pe un asemenea om ia din locul în care este și pune-l în locul în care el, de fapt, din punct de vedere spiritual, există. Unde e spațiul ăsta? În afara bisericii. Cum adică să-l dăm afară? Păi asta nu-i ură, nu-i discriminare. Ce facem cu corectitudinea politică? Și Apostolul Pavel vine și spune, dacă vreți, dacă îl iubiți cu adevărat pe omul ăsta, dacă îl vreți salvat pe omul ăsta, atunci trebuie să-l așezați unde el spiritual există, ca să-și dea seama că, dacă vrea să fie mântuit, el trebuie să se reabiliteze și să intre corect în spațiul spiritual de protecție, care este biserica. Al doilea motiv pentru care biserica trebuie să ia atitudine este de dragul bisericii. Deci, de dragul celui căzut și dacă am fi mers în 2 Corinteni, ce mai mulți comentatori Biblii spun că atunci când Apostolul Pavel spune păi dacă voi l-ați iertat, cum să nu-l iert și eu, se referă chiar la acest pierdut, chiar la acest păcătos care în felul acesta a fost recuperat. Al doilea motiv, de dragul bisericii. Pentru că în versetul 6 spune așa, 1 Corinteni 5, nu știți că puțin a luat, dospește toată plămădeala. Aici funcționează legea mărului stricat. Și anume, dacă iei o ladă de mere bune și pui un măr stricat, până dimineață toate merele alea bune îl, îl repară. Îl vindecă pe ăla și îl face bun. Nu? No? Nu. No. Până dimineață mai sunt câteva mere începute. Și atunci, pentru că iubim biserica, noi trebuie să fim atenți când diavolul se luptă împotriva trupului lui Isus Hristos care este biserica. Și al treilea motiv, de dragul celui căzut, de dragul bisericii, și al treilea motiv, de dragul lui Hristos care e capul bisericii. De dragul lui Hristos biserica trebuie să se păstreze sfântă. Și continuă versetul 7 și 8. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți. Fără aluat și continuă. Căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit Și de dragul lui, scoateți ce este murdar. Acestea sunt principiile biblice în lupta spirituală inevitabilă, în care suntem și ca indivizi, dar și ca trup al lui Iisus Hristos. Să nu ne fie frică de astea. Știți de ce? Hristos a biruit. Amin. Fără timiditate, fără jenă, stăm în picioare și spunem, Doamne, apără-ne și pe noi și apără-ți și Biserica Ta. Ei, de multe ori, însă, în această conflagrație pe viață și pe moarte cu cel rău, cedăm. Cădem. Din neatenție, din oboseală dintr-o viață spirituală de rutină, obicei. Și atunci când cedăm, când cădem, este dureros pentru noi. Suntem dezamăgiți, descurajați, dezarmați. Mă gândesc acum la unii care sunt aici, în biserică, în seara asta, și care trăsc, trag după ei, poate Ani de zile de înfrângeri. Cunosc și m-am întâlnit cu atâția, nu doar tineri, nu doar tineri. Tot timpul noi ne gândim la oameni care nu mai pot să iasă din diferite lanțuri, păcate, adicții, neapărat din generația tânără. Nu numai din generația tânără. Diavolul lovește la orice vârstă. N-are preferințe. Am întâlnit atâția oameni care târăsc după ei înfrângeri grele. La multe conferințe de tineret vorbesc cu tineri după aceea și îmi spun, atât m-am luptat, atât am doresc să ies de acolo. Am făcut tot ce a ținut, de tot ce am putut eu. Nu pot. Mă ține o vreme și iarăși alunec. Mă ține un timp iarăși alunec. Îmi doresc. Nu sunt fals. Nu pot. Nu pot. Din nou și din nou cad. Și sunt atâția oameni care au ajuns la capătul puterilor. Îți descurajați. Ascultați-mă bine ce spun. Descurajați, trântiți, terfeliți de cer rău pentru că nu mai pot să facă față în zona aceea de vulnerabilitate. Și diavolul îi știe, îi știe și momentul, îi știe și timpul, îi știe și locul și acolo îl lovește și îl calcă în picioare din nou și din nou și îl ține legat. Și încă în câteva minute aș vrea cum să ne uităm la ce a făcut Iosua ca să transforme înfrângerea în biruință. Cum să transformăm în frângerea în biruință? Se poate? Se poate! Haideți să ne uităm la ce a făcut acest om al lui Dumnezeu ca să transforme înfrângerea în biruință. Cum să zidească victoriile viitoare pe înfrângerile trecute. Și primul lucru pe care îl face Iosua, primul lucru, și-a amintit de promisiunile lui Dumnezeu. Vrei să ieși din zona acea înfrângerii? Primul lucru, amintește-ți că Dumnezeu are promisiuni pentru tine. Dumnezeu are promisiuni pentru tine. Nu pentru noi, așa la general. Dumnezeu are promisiuni pentru mine. Iată ce spune numărul 23,19 Dumnezeu nu este un om care să, ca să mintă. Nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Atunci când ești la pământ, ai nevoie de o încurajare. Ai nevoie de cineva să te ridice. Vă întreb o biserică Muntele Sionului. Care sunt oamenii care ridică? Unde sunt oamenii cărora să le pese și să mai aibă ochi pentru cei căzuți? Așa ce ușor e să vorbim despre cei căzuți? A, știam, era inevitabil. Dar nu de judecăți de astea are nevoie biserica, ci biserica are nevoie de niște oameni buni, om bun, bun, în cel mai simplu și românesc sens. Om bun care se ridice. Dumnezeu are promisiuni vii, actuale, pentru fiecare dintre noi. De aceea, dragii mei, spunea cineva, un om încurajat va încuraja, un om rănit va răni. Iată ce face Domnul cu Moise. Îl învață să fie un om al încurajării. Și în Deuteronom 1, da? Deuteronom 1, cu 21, spune Iată că Domnul Dumnezeul tău îți spune țara înainte. Suiete, iau în stăpânire cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. Nu te teme și nu te înspăimânta. În Deuteronom 31, la sfârșitul cărții, versetul 8, Acum Moise, care a fost încurajat de Dumnezeu, merge la Iosua, la ucenicul lui și spune așa: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta. Avem nevoie de încurajare. Avem nevoie să cunoaștem promisiunile lui. Dumnezeu. Dacă te întreabă cineva, tu cunoști ce promisiune are Dumnezeu pentru tine, ce îi spui? Oameni buni, trăim vremuri complicate în care ne-a sucit diavolul mintea. Ne umple mintea cu o travă de dimineață și până seara. Cum am apăsat pe butonul roșu? O travă, bine, o travă. Orice ecran, o travă aduce în viața noastră. Ascultați-vă. Pur și simplu, creierul nostru, îi scăldat într-o mare de o travă, de minciună, manipulare și lucruri false. Și băgăm în noi o travă asta, acritura asta. Înțelegeți acest adevăr simplu și fundamental pe care bătrânii noștri știau când ziceau, ce pui în moară, aia macină. Păi, dragii mei, dacă primul lucru pe care îl facem imediat după ce apăsăm butonul pe la aparatul de cafea este să începem să navigăm tot ce este acolo punem în minte și toată ziua aia va măcina. Cu ce ne umplem mintea să nu cumva să avem pretenția să gândim, să judecăm, să frământăm zilnic altceva decât cu ce ne alimentăm. Nu credeți că e momentul în sfârșit. Uitați-vă ce nenorocire face social media acum. Ca un bumerang a venit, de-a tras un anțea să de praf ne-a făcut. Ca un bumerang a venit împotriva noastră. Nu credeți că e timpul, oameni buni, să lăsăm cei mai bătrâni Facebook, cei mai tineri, Instagram, Snapchat și alte lucruri și să luăm iară cuvântul lui Dumnezeu dimineața? Păi, oameni buni, dacă luăm 10 versete, asta macină creierul toată ziua. Dacă luăm ură, și o le rău, și o le bun, și judecăți, și trântituri, și crime, păi ce să judece creierul nostru altceva? Că ce punem în el nu mă poate judeca. Hai să citim din nou promisiunile lui Dumnezeu. Dați-mi voi numai câteva să vă amintesc. Și de toate avem nevoie. Toți avem nevoie de iertare. Amin. Iată ce spune în 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte. Amin! Avem nevoie imediate. Filipeni 4 cu Și Dumnezeul meu să se îngrijească de toate trebuințele voastre. E zdrobit, este obosit, este puizat. Păi iată ce spune cuvântul Domnului, Matei 11, 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o Ai nevoie de mântuire, avem nevoie de mântuire. Păi atât ce spune Isaia 45, 22, întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți. Avem nevoie de răsplată, ferice de cei ce rabdă ispita, căci după ce au fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov 1, 12. Este tulbure lumea? Ne-am pierdut pacea? Păi atât ce spune Domnul, Ioan 16,33, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine și în altă parte. Vă dau pacea mea, e o promisiune, o avem, ne-a dat-o, de ce nu avem? De ce nu avem pace? Păi nu o luăm, luăm altceva, luăm război, luăm ură, luăm suspiciuni. În momentul să luăm promisiunile lui Dumnezeu. Dacă vrem să transformăm înfrângerea, în biruință, pe promisiunile lui Dumnezeu și cu astea să ne hrănim dimineața. Încercați, ziua e altfel. Când o încep ziua cu Dumnezeu și cu rugăciune, cu cuvântul Lui, ziua e altfel, inevitabil. Să ne ajute Domnul la asta. Mai mult, nu numai promisiuni, Domnul are un plan unic pentru tine are Dumnezeu un plan unui în criză de idei. Dumnezeu are un plan unic și îi spune lui Iosua, Iosua, ascultă-mă, îți dau țara, ăsta e planul meu, îți dau țara și planul lui Dumnezeu pentru viața ta e mai mult decât ai putut tu să visezi vreodată. Mult mai mult. Îți dau țara. Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Este unic. Este unic. Nu te mai lupta să tot fugi de planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Hai mai aproape de el. Hai mai aproape de Domnul. Și vei vedea cum Dumnezeu va pune lucrurile împreună în planul pe care îl are pentru tine. Nu numai că are un plan. Dumnezeu însuși lucrează pentru împlinirea planului Lui. Și El spune așa. Îți dau țara, domnul așa. Eu îți voi da țara. Înțelegi, Iosua, că tu nu o poți lua. Eu ce o voi da. Da, într-adevăr, faptul că ți-am promis-o nu înseamnă că nu o să te lupți, că unde struguri mari își uriaș. Dar eu ce o voi da. Eu. Ăsta e Dumnezeul nostru al lui să fie slava. Al doilea lucru pe care l-a făcut Iosua. Deci primul lucru. Și-a mintit promisiunile lui Dumnezeu. Al doilea lucru, Iosua, dacă vrei să transformi înfrângerea în biruință, renunță la greșelile trecutului. Definiția nebuniei este să faci aceleași lucruri și să te aștepți la rezultate diferite. Nu poți să ieși dacă nu renunți la greșelile trecutului. Ce a greșit Iosua? S-a dus cu o parte din oameni la război. Adică nu a fost dedicat complet la ceea ce Dumnezeu i-a spus să facă. Îi suficient o parte. S-a aruncat cu o parte în luptă. Cred că cel mai mare pericol al creștinismului de astăzi este creștinismul jumătății de inimă un creștinism împărțit, un creștinism marca eutih, nici în biserică, nici afară. În unul împărat, capitolul 15, versetul 3, se vorbește despre un împărat, Abiam, care spune că s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui. Și uitați de ce? Pentru că inima lui n-a fost întreagă a Domnului Dumnezeului Său. Știi de ce ai pierdut? Pentru că te-ai jucat cu realitatea războiului spiritual în care ești. Și o jumătate de inimă înseamnă o orientare înspre lumesc. O jumătate de inimă înseamnă o ușă deschisă înspre cursa diavolului. O jumătate de inimă va atrage mânia lui Dumnezeu schimbă și nu repeta greșelile trecutului. Nu aborda lupta ca și cum ai câștigat-o dinainte. O, oh, ai, cetatea asta, o, oh, asta mică. Da, avem de multe ori stilul ăsta triumfalist. A, ah, eu am daruri, pe mine de mine, cu darurile pe care le am. Păi diavolul trece pe partea Trece pe partea alta diavolul. Oameni buni, cele mai mari și spectaculoase daruri din lumea asta să le avem. Diavolul nu-i pasă. Va veni la noi. Va veni la noi. De aceea să renunțăm la greșelile trecutului, să avem atitudinea aceasta, așa cum am spus, triumfalistă și să mergem fără a fi dedicați complet. Renunță la greșelile trecutului. Vreau să fac o aplicație pentru cineva care este prins, este agățat bine și trăște după sine o viață de înfrângeri. Aș vrea să te gândești bine dacă nu cumva acele înfrângeri vin atunci când te afli într-un grup nepotrivit de oameni. De exemplu, dragi tineri, să nu cumva să credeți că puteți să faceți parte din orice grup. Pentru că oricare dintre noi luăm forma grupului din care suntem parte. Dacă grupul acela te trage în jos spiritual, ieși, fugi. Amin. Tu alegi în jurul căror oameni stai. Tu alegi ce oameni stau în viața ta. Nu ei sunt stăpâni pe tine. Dacă sunt oameni care te trag în jos. Care te destabilizează, care te influențează negativ, care te-au dus în lucruri murdare, mizerabile, pe care nu le mai poți controla. Fugi de acolo! Renunță la greșelile trecutului. Simți că nu-ți poți controla tehnologia. Nu-ți du telefonul în dormitor. Nu faci aceleași lucruri crezând că se va întâmpla altfel. Renunță la greșelile trecutului. Al treilea lucru pe care îl face Iosua, după ce își amintește promisiunile lui Dumnezeu, după ce repară greșelile trecutului și acum nu mai spune, a, hai că m-am dus cu 3.000, hai să mergem cu 6.000 acum. Acum spune 30.000 de, de oameni în spatele cetății, că intenționat, am citit o poveste de zi, că e strategie de război în Ucraina. Și el zice, eu cu tot poporul mă duc și mă apropii, nimeni n-a mai rămas în cetate. Unii erau în fața cetății, alții în spate. Adică, toți, tot ce suntem noi în luptă. Pentru că e pe viață și pe moarte și pe veșnicie. Nu-i pe o zi, nu-i pe o săptămână. E pe o veșnicie. Și asta e o luptă pe care trebuie să o ducem într-un mod corect. Al treilea lucru pe care îl face, un lucru neplăcut, câștigă bătălia în locul în care ai pierdut-o. Putea să zic că Iosua, bă băieți, noi am câștigat Ierihon, adică bătălia mare, păcatul mare, păcat trecutul nostru, bă, l-am câștigat, l-am rezolvat. S-a întâmplat, da, e să mă gândesc la molozul ăsta, la grămada asta de dărmături, la aiul ăsta mic, la... Păcatul ăsta respectabil, pe care toți îl fac. Dar auzi, hai să nu ne mai pierdem vremea cu el. Lasă-l în spate, lăsăm aici. Mergem, cucerim țara, Cananul, promisiunea mare, mântuirea, viața spirituală din Berslug. cerul. Și după aia, când avem toată țara, ne întoarcem, o odată să duce aia. După ce avem toată țara. Na nu funcționează așa în relația cu Dumnezeu. Iosua zice, nu vom putea lua țara dacă nu câștigăm cel mai mic teritoriu pe care diavolul a reușit să-l ocupe în viața mea. Nu poți merge mai departe. Înapoi la ai. Pentru că noi trebuie să câștigăm în locul în care am pierdut. Nu-i confortabil. Știu că nu e confortabil. Uneori ne crapă o de rușine să facem lucrul ăsta. M-am gândit la Zacheu. Zachei, dă-te jos din dud. S-o da jos Zacheu și-o zis, bă, ce bine cuvântat Am primit și mântuirea și am ușit bogat, mă. Ce binecuvântare, nu? Na, când Hristos i-a schimbat mintea, știți ce a făcut Zacheu? A zis, da, da, intră în mântuirea, dar stai, Doamne, stai că eu am niște bătălii pierdute. Uh, mă aduc aminte că am năpustit. Eu trebuie să mă duc să rezolv problema. Mă aduc aminte că am luat mai mult. Trebuie să mă duc să rezolv problema. Dragul meu, dacă vrei să ai din nou o viață spirituală vie, din belșug cu Dumnezeu. Trebuie să te duci la cetatea aia rușinoasă din viața ta, pe care ai pierdut-o lamentabil. Ai vorbit de rău? Du-te la persoana pe care ai vorbit-o. Vreau să spun ceva. Probabil că te gândești acum a o să fac un mare rău dacă mă duc la persoana aia pentru că o să rup relația. Ascultă-mă bine, niciodată n-ai câștigat mai mult în fața acelei persoane decât atunci când te duci cu sinceritate și spui, auzi, te-am vorbit de rău, te rog să mă ierți. Din acel moment, nimeni nu va avea mai multă încredere în tine decât persoana în fața căreia te pocăiești vrem relații strânse în trupul lui Hristos, păi hai să ne pocăim autentic acolo. Că noi așa ne rugăm la cina Domnului înainte. Doamne, iartă în păcatele care nu mă duc aminte. Gata, am rezolvat problema. Haideți să mergem la cetatea Ai, unde am pierdut și apoi să vedeți har în biserică. Și apoi să vedeți vindecări în biserică. Și apoi să vedeți revărsare de duh. Și iertare, și mântuire, și prosperitate spirituală. Ai furat? Du înapoi. Du înapoi. Ai înșelat? Du-te la cel pe care l-ai înșelat. Pentru că tu nu vei putea să mergi înspre Canaan cu un ai în picioare. Și al patrulea lucru dacă vrei să-ți transformi înfrângerea în biruință. Amintește-ți promisiunile lui Dumnezeu. 2. Renunță la greșelile trecutului. 3. Câștigă bătălia acolo unde ai pierdut-o. Și cel mai, ce, mie ce-mi place cel mai mult este punctul 4, pentru că e finalul predicii. Lasă-l pe Dumnezeu să lupte în locul tău. Lasă-l pe Dumnezeu să lupte alături de tine. Că tot am încercat noi de unii singuri. Și ne-am făcut și jurnal, să notăm și să sunăm și să facem, și am instalat program de control, și am făcut și una, și tot ne-am zbătut tot am găsit, tot au găsit diavolul o soluție și ne-au pus la pământ. Lasă-l, implică-l pe Dumnezeu în lupta ta. Implică-l pe Dumnezeu. În 2 Corinteni 12 ,10, Pavel înțelege acest adevăr, când Dumnezeu luptă, eu nu dorm. Când Dumnezeu luptă, eu nu dorm. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strântorări. Pentru Hristos. Când sunt slab, atunci sunt tare. De ce? Pentru că doar atunci când sunt slab se vede mărirea lui Dumnezeu. Ce înseamnă această slăbiciune? O delăsare? Nici de cum. Înseamnă zdrobire, înseamnă disperare, înseamnă dependență de Dumnezeu. Atunci sunt slab atunci el e tare. Când luptă Dumnezeu, eu nu dorm. Când luptă Dumnezeu, eu îi sunt partener. Nu există o poziție mai bună într-o luptă decât să știi că ești de partea campionului. Știți cum zicea cineva? Îs groaznice vremurile pe care trăim, dar ce fain de noi că am citit ultimul capitol. Știm cum să gata? Așa e și în lupta asta. Știm cum să gata. De ce? Suntem de partea campionului. Amin. Și știți ce ne spune campionul? Vezi că s-a întâmplat o greșeală individuală. Am văzut că asta, colectiv, ați corectat-o. Ați corectat-o, bun. Dar ca să nu se mai repete și cea individuală, îți spun încă o dată. Fă cetății, ai ce-ai făcut ieri, Du-te și radio, scoate din rădăcini ceea ce aduce pofta aceea, tentația aceea, vorba aceea, mediul acela, elimină-l cu totul, nu te juca cu asta. Dacă vrei cu adevărat, scoți tot din rădăcină. Ce nu vei omorâ din ai, te va omorâ pe tine. întrebarea clasică, cât de departe să stau de ispită? Cât mai, cât mai departe? Omoară ultima celulă din ai. Chimioterapie spirituală, radioterapie, ce vreți, laserul, Omorâți tot ce înseamnă ai, cele mai mărunte celule care îți provoacă porniri păcătoase. Ucide-le numele Lui Iisus Hristos! Lasă-L pe Dumnezeu să lupte pentru tine. Se spune că Alexandru Cermare, Marele General, avea obiceiul din când în când să iasă, așa, prin tabără și să îi verifice pe soldații care stăteau de gardă. Acum nu știu câți dintre voi ați avut harul să faceți armată. Ați făcut gardă? Știți ce înseamnă aia, să nu dormi. Groasnic. Cea mai grea gardă era aia de la 3 la 6 dimineața. Imposibilă. Și generalul acesta, Alexandru, dacă găsea vreo gardă dormind, punea smolă pe ea și de foc. Nu negocia. Făcea tabăra lui vulnerabilă. Și iese într-o noapte și îl vede pe unul dormind. Când se trezește, soldatul ăsta îl vede pe general în față, înlemnește. Generalul se apropie de el și îi spune, cum te cheamă? Ăsta tremurând, zice Alexandru. Generalul Alexandru întreabă din nou. Ce ai zis? Cum te cheamă? Ăsta cu vocea tremurândă, deja aș vedea smola pe el. Alexandru. Mai spun, iată, cum te cheamă? Alexandru. De deci, ce uite bine la mine? sau îți schimb numele sau îți schimb comportamentul Dragi credincioși Domnul ne-a promis că ne-a scris numele în cartea vieții Dar dacă ne este scris numele în cartea vieții atunci sau trăim după cum ne este numele scris sau ne schimbăm comportamentul? Lupta spirituală este pe viață și pe moarte. Diavolul nu știu cum n-are splină, nu obosește, nu știu de unde și are resurse. O înțelegi odată? Noi obosim și mai cădem. Avem noi vorba asta cu care ne mângăiem pe creștet, hai vorbă înapoi, crezând că dacă am zis un lucru rău și zicem asta vine înapoi, nu mai vine, nu mai vine. Ce am zis s-a dus. Deavolul nu se va opri cât timp suntem încă în starea aceasta aici pe pământ. Să ne atace, să ne hărțuiască. Este un război pe viață și pe moarte. Haideți să stăm ridicați. Pe unii dintre noi, diavolul i-a biruit la nivelul gândurilor, pe alții la nivelul imaginației, pe alții la nivelul trupului. Și sunt aici, și suntem aici mulți, care nu doar că am experimentat înfrângeri mari în fața unor cetăți mici, ci le am experimentat într-un mod repetat și simțim că nu ne mai putem ridica de acolo, că suntem prea legați, că e un mod de viață și nu știm ce să mai facem. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu care e în biserica lui în seara asta ne spune că se poate să transformăm în frângerea în biruință. Rugăciunea la care vă chem nu este una în comun. Rugăciunea la care vă chem acum este una individuală, pentru că tu știi bătăliile, tu cunoști aiul din viața ta, tu cunoști căderile și falimentele și ai de vorbit cu Domnul acum. Domnul ne cunoaște pe toți și asta îmi dă libertate și pace și bucurie. Poate te simți stresat că Domnul știe toate. Domnul este aici cu bunătate în seara asta, cu milă și cu har. Domnul este aici cu iertare. Domnul este aici să ne reabiliteze, să ne ridice, să ne restaureze, să schimbe, să transforme înfrângerea în biruință. O vrei? Vrei asta? E timpul să vorbim cu Domnul. Fiecare știe ce trebuie să-i Fiecare știe unde trebuie să meargă înapoi, în locul, în cetatea aia mică, unde a suferit o înfrângere atât de rușinoasă. Dar avem un Dumnezeu bun și milos care ne primește ca tatăl care l-a așteptat pe fiul risipitor. Vă invit să intrăm în această rugăciune a pocăinței și Domnul să ne dea biruință. Amen.